Zvone mea, zvone mea, zvone mea. Bună tuturor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Rojin și îmi place să vorbesc despre parfumuri. Dacă și ție îți place ceea ce vezi, te rog nu uita să te abonezi, să lași un like sau un comentariu. Astăzi am ales să vin către voi o selecție de 5 parfumuri florale. Cei drept, eu nu am fost tot timpul o iubitoare de parfumuri florale. Însă, în ultimii 2 ani de zile, dacă nu mă înșel, am tot început să testez, să achiziționez și să iubesc această categorie de parfumuri. Vorba lungă, sărăcia omului. Să trecem la fapte, cum spun eu și vom vorbi în primul rând despre Zuraike de la casa Ahmed al Maghribi. Acest parfum este mai nou intrat în colecție și cu toate astea am consumat foarte mult din el. El vine în format de 50 de mililitri și ca de obicei, cum ne-au obișnuit cei de la casa Ahmed al Maghribi, avem 44% concentrație de ulei. Este un parfum ce, pe mine una, face parte din categoria Beast Mode. Este un parfum cu o proiecție și cu o longevitate uimitoare. Haideți să vă spun întâi notele acestui parfum. Note de vârf: Flor de migdal, Siclamen Clementin. Note de mijloc, bujor, somie, crin, amarilis. Note de bază, ambră, rășină benzoică, mosc și vanilie. Să-l și pulverizăm. Înainte de toate, din toate floralele ce le am eu și din tot ce am testat până acum... Acest parfum este cel mai elegant, cel mai luxos și cel mai opulent, dacă aș putea spune așa, floral. Dacă aș putea rezuma într-un singur cuvânt acest parfum, acela ar fi sublim. Este un parfum sublim. Este genul de parfum floral. Ce vă va scoate în evidență. Este foarte elegant, um, ușor citric, este reconfortant, este sofisticat. Vanilia din acest parfum este pentru mine una semigurmandă, nu știu de ce, așa se dezvoltă pe mine, o vanilie semigurmandă. Și este genul de parfum ce mă face să mă simt mega bogată atunci când îl port. Dar nu uh, bogatul acela în sensul uh, bujii, uh, nu. Este un uh, bogat uh, rafinat, uh, politicos, dacă pot spune așa, și cult. Acum nu vă duceți cu gândul către floralul acela de cucoană, cum spun eu. Nu vă duceți cu gândul către floralul acela ușor vintage. Dacă um, vă uitați cu atenție la notele acestui parfum. Eu am făcut o paralelă pe Fragrantica. Acest parfum are fix aceleași note, nici mai mult, nici mai puțin decât Cinema de la ISL. Dacă puneți unul lângă altul, aceste parfumuri sunt identice. Însă, acest Zuraike nu este uh, cinemaul cel găsim la ora actuală în parfumerii. Cinemaul de acum, după părerea mea, este ușor amputat în urma reformulărilor suferite de-a lungul timpului. Acest Zuraike este acel cinema rotund, bogat, luxos, acel cinema de pe timpuri, ca să mă exprim așa. Bombă florală, bombă la capitolul performanțe, iar dacă stau să iau un calcul și prețul lui, undeva pe la 115 lei, dacă nu mă înșel, își merită cu desăvârșire fiecare leuță. Următorul despre care vom vorbi astăzi este mai degrabă un floral ambrat. Și vorbim aici despre Classic Wonder Woman de la Jean Paul Gaultier. Sticluța arată așa. A fost un tester de pe site-ul celor de la Parfimo. Și face parte din categoria de parfumuri achiziționate din pricina sticluței. Am avut șansa și cu acest parfum să fie ceea ce trebuie și la capitolul miros. Și avem așa note de vârf, sorbet, ghimbir, trestie de zahăr și lămâie, note de mijloc, floare de portocal, floare de tiare și iasomie, note de bază, vanilie, mosc și labdanum. Și să-l pulverizăm Acest parfum este genul de floral care mie îmi place să-l port vara. Ori datorită floarei de tiare, nu știu, e genul de floral de vară pentru mine. Camiros este clasic EDT de la Jean Paul Gaultier, dar ușor mai proaspăt. Ușor mai proaspăt decât acela. Deschiderea de zahăr, ghimbir și sorbet este atât de frumoasă, atât de bogată, suculentă, dacă aș putea spune așa, pur și simplu este un deliciu deschiderea. Deloc prea dulce pentru mine, îl percep puțin pudrat. Nu știu, mă gândesc că floarea de tiare se amestecă cu baza de mosc de acolo și tenta, tenta pudrată ce o resimt încă ceva să nu vă lăsați păcălite de denumirea Fresh acest parfum este rotund bogat și are performanțe peste medie nu vă gândiți nici de cum la ceva lejer, nu un superb, floral, ambrat. Mai mult de atât n-am cuvinte să-i spun. Următorul este de la Rubroca, o subdiviziune a casei Afnan și vorbim aici despre teorem. Teorem are în vârf bergamotă și floare de portocal. În mijloc ia somie tuberoză, flori albe, iar în bază lemn de cedru, vanilie și mosc. Iar dacă notele v-au dus cu gândul către Armani My Way, eu vin către voi și vă spun da, acesta este 90% Armani My Way. Acesta este genul de floral ce-l puteți purta în orice sezon, în orice ocazie, chiar și la birou, chiar și, nu știu, acel parfum de zi cu zi. Mai ales că el vine în varianta de 100 de ml, dacă nu mă înșel, ia să vede, 90 de ml, iar prețul lui este undeva sub 100 de lei. Oricum, pentru fiecare dintre ele, vă voi lăsa în descriere link care să vă ducă direct către sursa achiziției. Vedem dacă reușesc să găsesc pentru Jean Paul Gaultier ceva, pentru că, din câte știu eu, nu prea se mai găsește. Teorem este, după cum spuneam, floralul bun în orice sezon, proaspăt datorită bergamotei. Și acum, Adriana, tu știi cel mai bine lupta mea cu tuberoza, în acest parfum tuberoza este în prim plan. Și îmi place, îmi place, îmi place, îmi place. De 100 de ori îmi place. Foarte, foarte, foarte frumos. Dacă iubiți Armani My Way, îl puteți achiziționa blind. Eu cred că se merită, și acesta are performanțe extrem de bune, extrem de bune, pe piele undeva 6-7 ore, pe haine, bineînțeles, mult mai mult. Următorul din selecția de astăzi este un parfum cu o mică istorie, și anume. Uh, fac aici referire la relația mea cu el. Vorbim aici, sper să pronunț cum trebuie, de Cabotin de Grey, da, un parfum care la început l-am urât din tot sufletul. Și anume, acum 2 ani de zile, când am testat prima dată acest parfum, eram nu, 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 nu. Acum a intrat în colecția mea. Bine, voi îl vedeți foarte mult consumat. El este, de fapt, o parțială, achiziționat de pe unul din grupurile cu și despre parfumuri de pe Facebook. Și este un parfum pe care am ajuns să-l iubesc. Este creat undeva în 1990, dacă nu mă înșel. Și țineți-vă bine pentru că avem o multitudine de note. Și anume. În vârf avem coriandru, floare de portocal, coacăze negre, casia, prune, mandarină și piersici. În mijloc avem tuberoză, hiacint, garoafă, ghimbir, iasomie, ilang, -ilang frezie, iris, trandafir, heliotrop și violetă. Iar în bază avem vetiver, zibetă, coacăze negre, mosc, lem de santal, cedru, ambră, boa tonca și vanilie. Uh, știți și voi parfumurile din până în anii 2000, ca să mă exprim așa, sunt foarte complexe, au o multitudine de note, vorbim despre altfel de arome, vorbim de parfumuri complexe, nici de cum parfumurile ce le întâlnim, bine, unele dintre ele în zilele noastre. Și acest cabotin du înainte și înainte de toate. Parfumurile casei gre sunt diferite. Nu vă așteptați că la casa gre veți întâlni parfumuri mainstream, parfumuri juvenile, parfumuri adolescentine, uh, parfumuri pentru genul de femeie, nu știu, Kardashian, de exemplu. Nu. La Cabotin, la Casa Gre, Vorbim despre parfumuri cu acel flair retro chic parizian. Nu știu, prima și prima aromă, prima aromă, primul nas, ca să mă exprim așa, fix aici mă duce cu gândul, acel flair retro chic parizian, ceva sofisticat, ceva elegant. Acest parfum este verde, proaspăt, plin de flori albe, aldehidic, puțin, puțin fructat. Se îl resimt puțin fructat. Ceva cremos, ceva proaspăt, ceva efervescent. Dar este genul de parfum ce are nevoie de timp. Are nevoie de timp să vă împrieteniți, este multifacetat din punctul meu de vedere, dar totodată atunci când ajungeți să-l descoperiți la adevărata sa valoare, cu siguranță îl veți iubi. Nu știu, este, mă repet, altceva, un alt fel de floral. Ultimul, dar nu cel din urmă, este acest frumos Vorbim aici de la Fleur Bouquet de la Afnan. Am ales să vi-l prezint cu tot, cu ambalajul în care vine el, pentru că mi se pare o superbitate de prezentare. Aici avem un card pe care scrie la Fleur Bouquet o invitație pentru a descoperi partea romantică a voastră prin prisma unui parfum floral la vine așa. Este foarte bine lucrată, foarte bine finisată, capac de metal superb, superb ca prezentare. Oricum cei de la casa Afnan, întotdeauna au prezentări frumoase, dar și parfumuri la fel de frumoase. Aici vă arăt cât de mult l-am consumat. Și vorbim așa de notele de vârf, și anume piersică, licii, bergamotă, mijloc, trandafiria asomie, floare de portocal, iar în, bază, în bază mosc și notele lemnoase. Acest parfum, înainte și înainte de toate, pentru mine, la câte dupuri și clone am testat pentru flori narcotic de la Ex Nihilio, acesta este cel mai apropiat de original. Cel mai apropiat, um, mă refer aici la partea de miros, la partea de blending, la performanțele, sunt. fac parte din categoria Beast Mode. Acest parfum l-am resimțit pe haine după ce am spălat hainele. Are o proiecție foarte bună, o longevitate pe măsură. Este bine blenduit, rotund, frumos, luminos, perfect pentru orice anotimp, perfect pentru orice ocazie. Îl văd purtat, desigur, și la birou, cu mai puține pufuri, cei drept, dar îl văd purtat și la un eveniment, și seara îl văd purtat. Eu na personal prefer să-l port primăvara și vara. Cu toate că el este acest parfum All Seasons, nu știu, are ceva, ori notele fructate și vorbesc aici de piersică și licii, nu știu, are ceva ce pentru mine striga avară. Dar ca o concluzie din absolut toate diupurile și clonele ce le-am testat până acum pentru flori narcotic, niciuna nu a fost atât de bună ca acest parfum, niciuna. Știu că din aceeași ediție, din aceeași gamă, mai este unul Violet Bouquet, dacă nu mă înșel, oricum o să vă las ca de obicei aici o imagine inserată. Și am înțeles că acela ar fi un dup pentru celebrul deja Bacara 540. Nu l-am în colecție, însă mă bate gândul să-mi-l achiziționez și pe acela. Cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut și acest clip. Aștept cu nerăbdare să vă citesc în secțiunea comentarii să-mi spuneți și mie ce parfumuri florale aveți sau preferați sau ați testat, ce v-a atras atenția în ultimul timp. Și la fel, dacă și voi le aveți oarecum împărțite pe categorii, floral de iarnă, floral de vară și așa mai departe. Încă o dată vă mulțumesc dacă ați rămas cu mine până la final. Vă îmbrățișez și până data viitoare să ne vedem cu bine.